Dumnezeu mare. Dragii mei, citesc din Matei capitolul 5, pagina din Biblie 926, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, în această seară, Domnul ne-a vorbit deja prin fratele Cristi despre portretul oamenilor fericiți. Nu ne-am înțeles aici în hol, ne-a spus fratele Cristi că vrea să citească salmul 1. Eu vreau să citesc Matei capitolul 5. Și Domnul, care cunoaște din veșnicie ce se va predica în seara aceasta, a făcut ca aceste două mesaje să fie împletite. Și spunem pentru asta, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, exact ce s-a spus aici, fiecare dintre noi căutăm fericirea. Ceea ce e foarte interesant este că întotdeauna Biblia și Dumnezeu arată fericirea într-un mod opus după cum arată lumea din jur fericirea. Și trebuie să fim foarte atenți la glasul Domnului ca să putem deosebi bine cele două voci, vocea lumii. Și spunea Traian Dors, n-o să poți să auzi vocea lui Duhului Sfânt decât dacă ești surd la vocea diavolului și la vocea lumii. Dumnezeu vrea să ne vorbească, să ne facă cu adevărat fericiți. Știți ce am observat, dragii mei? Oamenii caută fericirea aici, în viața aceasta. M-a întrebat cineva recent ce mai faci și am folosit vorba lui Francis Chan, care spunea așa: mă pregătesc pentru următoarele milioane de ani. Și am zis tu și el a zis: bine, pe aici cu betoniera. Aici cu drujba, zice. Aici cu munca, zice. Dragii mei, în această seară Dumnezeu vrea să ne deschide ochii și să ne spună că nu-i viața noastră doar o muncă, o betonieră, o pus de grese, de faianță, un salar, o mobilă nouă. Dumnezeu vrea astăzi să înțelegem că fericirea adevărată este să-L avem pe El și să avem cerul. Spuneam aseară într-o biserică despre bogatul acela din Luca 16, că în ochii lui Dumnezeu a fost sărac, pentru că dacă nu-L ai pe Dumnezeu, n-ai nimic. Deși Biblia spune că umbla în in, subțire, în porfiră, în cele mai scumpe haine, dar avea hainele sufletului. Și mă uit la bogatul, la săracul Lazar, care în ochii oamenilor a fost un om sărac. Cine știe dacă a fost cineva la mormântare la Lazar? Am văzut o mormântare pe YouTube, era preotul, cantorul și un sicriu. Și nu era COVID atunci. O fi rămas cineva din spital, mă gândesc eu, neidentificat, și-o zis: bă, mormântate-l pe ăsta, cred că o ținut slujba un sfert de oră și l-a băgat în groapă. Știți ce m-am gândit? Dacă e ăsta Lazar. Pentru că, dragii mei, în ochii noștri, de multe ori noi vedem, au diferit sau într-un mod cu totul diferit de ceea ce vede Dumnezeu. Noi spunem și lumea spune, asta e, dacă aș avea mașina asta, dacă aș avea mobila asta, dacă aș avea poziția asta în societate, să mă respecte toți, să mă aplaude toți. Dragii mei, întrebarea mea este, ne gândim oare că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu și El va avea ultimul cuvânt pentru noi? Și mare diferență între a-L vedea pe Dumnezeu la judecată și a-L vedea pe Dumnezeu o veșnicie întreagă și a fi în prezența Lui o veșnicie. Pentru asta scopul pentru care venim la biserică 40, 50, 60 de ani, nu știu cât timp o să vii la biserică, 5 ani, 10 ani, este să te pregătești pentru a-ți petrece veșnicia cu Domnul. Dragii mei, cea mai mare investiție, păi pentru o călătorie cu trenul te pregătești poate câteva zile înainte. Și te mai întreabă unul: de ce te pregătești pentru veșnicie și mergi la biserică? Păi, oameni buni, mă pregătesc pentru o călătorie veșnică, milioane de ani, poate miliarde de ani. Să mi se pară greu să vin câțiva ani la adunare? Pentru că Biblia spune și în această seară despre asta vreau să vorbesc, despre un remene spiritual, despre niște analize la inimă, despre un remene la inimă după Biblie.
după cuvântul lui Dumnezeu. Și mă leg astăzi de versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, la fiecare 36 de secunde cineva moare în Statele Unite ale Americii din cauza problemelor cardiace, din cauza problemelor la inimă, din cauza problemelor circulatorii, ale sângelui. Cauza principală a morților din lume, și nu vreau să speriu pe nimeni, sunt aici între noi oameni care au probleme cu inima și o să zic că vreau de Hristos, după predica asta m-am dus acasă și mai rău am fost. Vreau să spun că viața ta e în mâna Domnului. Eu vreau să folosesc ceea ce făcea Domnul Iisus, folosea exemple din viața fizică ca să ne deschidă ochii spirituali. Cauza principală a morților din lume este problema la inimă. Dragii mei, cauza principală pentru care mulți nu-L vor vedea pe Dumnezeu este tot problema la inimă. Și asta nu spun eu, și asta spune Domnul. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă modific versetul acesta și Biblia îmi dă voie să-l fac într-un sens opus, vai de cei cu inima murdară, căci ei nu vor vedea pe Dumnezeu. Vreau să ne uităm astăzi, frate surori, pentru că știți dumneavoastră, totul în viața noastră se învârte în jurul inimii. Uitați-vă când inima unui om se oprește și nu mai pompează sânge. Citeam ieri despre un bătrân, a fost găsit, cred că în județul Iași, dacă nu greșesc, în frig, a fost descoperit în frig, din păcate sunt și astfel de cazuri groasnice, a rămas fără foc în casă, fără lemn, nu l-a căutat nimeni. Singurătatea, după 6-7 ore de frig, l-a găsit aproape înghețat, l-au resuscitat, doctorii mai multe ore, n-au reușit să-i pornească inima. Și omul acesta a murit. Vreau să vă întreb, dacă inima cuiva se oprește și are 1.000.000 de euro în conturi, cu ce l-ajută? Cu nimic. Ai o casă frumoasă, ai o mașină, ori... Dragii mei, toată viața noastră se învârte în jurul inimii. Mă refer la viața fizică, în jurul inimii fizice. Când inima asta s-a oprit, nu mai poți să angajezi, omul acela nu mai dă nici statul pensie, trebuie să-l declar că e decedat. Totul se oprește aici. La fel și din punct de vedere spiritual. Toată viața spirituală a unui credincios gravitează în jurul inimii. Dar nu în jurul inimii acesteia fizice, care pompează 1.000 de litri de sânge pe minut. Pentru că, dragii mei, atunci când Biblia folosește cuvântul inimă, și în acest verset folosește cuvântul grecesc cardia, se poate referi și la inimă ca și sens fizic, dar în mod special, dragii mei, se referă ca și la inimă ca și centrul vieții, al sentimentelor, al gândurilor, al deciziilor și al emoțiilor noastre. Inima. Iar când vorbește despre curat, în limba greacă, sensul original este kataros, înseamnă pur, fără pată, nemânjit de vină sau de ceva străin. Noi totdeauna, ca și slujitori, de multe ori avem pretenția de la oameni să vină la biserică, să postească, să dea dărnicie, să viziteze poate bolnavi, să fie oameni care să se dedice lucrării Domnului. Dragii mei, totul pornește de la inima noastră, spiritual. Dacă acolo nu s-a făcut schimbarea, eu nu pot să mă mir că omul ăsta nu e interesat de Biblie, de cuvântul Domnului. Se vorbea aici din psalmul 1, da? Și își găsește plăcerea să ai cea mai mare bucurie să citești Biblia. Cea mai mare plăcere a ta să fie cuvântul Domnului. Păi, dragii mei, dacă eu iubesc pe soția mea, nicio femeie din lumea asta nu mă va impresiona mai mult prin vorbirea ei decât soția mea. Dacă eu m-am căsătorit cu soția mea, eu nu i-am putut să spun, auzi, îți dau, dragă, mobilă, îți dau casă, îți dau ce vrei, dar nu pot să-ți dau inimă. Asta fac mulți cu Dumnezeu și într-o zi se miră că Domnul le spune, nu te cunosc. Dragii mei, Domnul nu are nevoie de banii mei, de cântarea mea, de lucrurile astea mai întâi. Biblia spune, fiule, dă-mi inima. Sunt oameni în țara noastră care se declară penticostali, baptiști, ortodoși, catolici. Îi dau o mână lui Iisus, îi dau un picior, un rinichi. Sau ce vreți dumneavoastră, un ochi. Cu un ochi la meci, cu un ochi la Biblie. Nu? Apropo, vine minte acum o prorocie în Italia. Îi spune Domnul unui bărbat în Italia, te-am văzut de multe ori închizând Biblia ca să deschizi televizorul, dar nu te-am văzut niciodată închizând televizorul ca să deschizi Biblia. Cred că nu vrem numărul astfel de proroci, nu?
Nu vorbesc de televizor astăzi, că telefonul e de mii de ori mai periculos. Dar de câte ori ai închis telefonul ca să deschizi Biblia? Sau de câte ori ai închis Biblia așa pe grabă ca să-ți faci treaba la telefon? Dragii mei, ceea ce iubim influențează ceea ce facem. Iubirea noastră, decizia noastră, inima noastră influențează toate acțiunile din viața noastră. Vreau să ne uităm în prima parte a mesajului, cum arată o inimă murdară. Că un vas murdar știu cum arată. Și știu că am nevoie de pur, sau am nevoie de Ajax, sau am nevoie de cif, ca să-l curățesc, să curățesc chiuveta, să curățesc vasele. Știu cum arată o bucătărie murdară. Dar, Doamne, oare cum arată o inimă murdară? Haideți să ne uităm, dragii mei, la câteva păcate ale inimii murdare, la câteva lucruri care se află. Cum arată omul care are o inimă murdară? În primul rând, dragii mei, nu neapărat ordinea aceasta, dar vreau să vă dau câteva versete din Biblie. Omul invidios este un om cu o inimă murdară. Citesc din Iacov 3 cu 14. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară, da? Adică invidie și un duh de ceartă, să nu vă lăudați, ci să nu mințiți împotriva adevărului. Dragii mei, atât de ușor încolțește această invidie în inima unui om. Îl vezi pe altul că vorbește mai bine ca tine, îl vezi pe altul că e mai lăudat ca tine, îl vezi pe altul poate că învață mai bine ca tine, îl vezi pe altul care poate are mai mult decât ai tu. Mă gândesc, dragii mei, la Saul, ani de zile o mers după David în pustie și o căutat să-l ucide și dacă Domnul nu-l păzea, să știți că oricum în ochii Domnului Saul a fost un criminal. Că Domnul judecă gândurile până ajungi la fapte și o să vorbim și despre asta. Dar Saul l-a urmărit pe David din cauza invidiei de la o cântare. Că într-o zi au cântat oamenii aceia despre miile lui Saul și au zis, mă, la David punem o înmulțire, zecile de mii ale lui David. Și nu mai putut să rabde Saul. Unde vreau să ajung astăzi? Dacă este o invidie în inima ta astăzi, te va ține blocat ani de zile, poți să vii la adunare, poți să vii la biserică, poți să dai zecioială, dar nu te vei putea deschide cu toată inima înaintea Domnului. Frate și surori, dumneavoastră știți despre ce vorbesc. De multe ori pățim, venim la rugăciune, dar nu ne putem deschide complet. Că există acolo ceva, ori ne gândim în altă parte, ori există un mic păcat, o mică ranchiună, o mică invidie. Dar când ai inima goală de lucrurile astea lumești și te rogi și prins firul de legătură, nu mai te uiți la ceas, nu? Eu nici spun la soția mea, vezi că ai 5 minute, că mă grăbesc. Păi aia nu-i dragoste, dragii mei. Ăla e la un pas de plecare din familie. Nu. E foarte important să mă verific asta. Nu știu, poate într-un colț al inimii mele este invidie. Mă, dar ce rochie are fata aia? Te uiți tu ca fată, nu? Stai și te gândești, de la o rochie, oameni buni, de la o poșetă, de la un telefon, te ține diavolul blocat luni de zile. Și ajungi la terapie intensivă într-o zi la finalul vieții și spui, Doamne, mai dăm 3 luni de viață. Și Doamne spune, te-am dat 50 de ani și ai făcut praf. Și acum vrei 3 luni, de ce mai faci cu 3 luni? Uitați-vă, nu mai dau alte exemple. Rapid, numai Cain, invidie, ucide pe Abel. Irod, invidie, caută să îl ucidă pe Iisus. Iosif fuge în Egipt cu Iisus, cu Maria, dar ucide aproximativ 15-20 de copii acolo, sub vârsta de 2 ani de zile. O invidie. Mă duc mai departe. Omul, dragii mei, care este lacom, este omul care are o inimă murdară. 2 Petru 2 cu 14. Le scapă ochii de prea curvie, nu? Păi la chermezele oamenilor, la banchetele lor. De ce noi nu mergem acolo? Păi acolo nu se vorbește din Psalmul 1. Nu? Acolo se vorbește exact despre omul care asta face. Glume cu două înțelesuri. Știți ce vorbesc de acolo? Cei care au fost în lume, ferească Domnul, că noi numai de la mărturisările știm că n-am fost acolo, da? Te îngrozeași. Da? Și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice. Au inima deprinsă. Dragii mei, nu poți să zici la un copil de clasa 1, acum e băiatul meu, că e deprins la matematică. Păi el e începător. Să fii deprins la lăcomie înseamnă să ai câțiva ani de experiență în lăcomie pe carte de muncă, nu? Deprins la lăcomie, sunt niște blestemați. Și cu așa greutate vă dau exemplul lui Ahab. Avea nu știu câte mii de hectare de pământ, sigur nu a fost sărac Ahab, că un împărat pe vremea aceea. Și știți ce avea? O vie. Via lui Nabot. Și-a mers la Nabot într-o zi și-a zis, zi-mi cât costă, cât e prețul. Dar Nabot a zis, e moștenirea părinților, de la părinții mei, de la străbunii mei, eu nu vând asta. Pentru mine respectul față de părinți face mai mult decât
câteva mii de euro. Și Ahab vine acasă necăjit. Și are o soție care, aici e foarte important, pentru asta insist mult la tineri. Ce fată zi în viață, ce băiată zi în viață. Că dacă era o soție înțeleaptă, dacă era una Abigail, numai că Abigail nu ia pe Ahab, știți? Dacă era una Abigail, i-ar fi zis, mă, omule bun, dar nu-ți ajunge cât avem noi. Du-te, întreabă-l pe Nabot, de unde o luat strugurii ăia, că-s așa frumoși, de unde are ăla, îți dă rețeta și vii și zi, pui și tu. Și scoală-te din față și nu mai sta acolo așa în pas, necăjit pentru o prostie. Dar nu, ea n-a fost. Dragii mei, femeia înțeleaptă își zidește casă. Doamne, mai ridică astfel de femei. Îl vezi pe soțul tău necăjit, poate că vine într-o zi acasă, nu? Ce îi spui? Nu? Și uitați-vă, femeia aceasta, ce sfat îi dă lui Ahab. Și Ahab știți ce face mai departe și ajunge să-l ucidă. Pentru ce? Credeți că în dimineața când Ahab o plecat de acasă, s-o gândit, eu vreau să-l omor pe Nabot astăzi? Nu! Mai întâi o venit gândul acesta, vreau să am eu ce are el. Apoi o venit gândul mândriei, dar ce, tu știi cine sunt eu? Știi cu cine vorbești? Spunea cineva, tu, bobocule, mă înveți pe mine? Dragii mei, dacă suntem pocăiți și de la copiii noștri de 4 ani, ne învață Domnul. Spunea azi niște părinți, pruncul nostru ne dă lecții uneori de pocăință, că ne cheamă la rugăciune. Că noi mai uităm uneori. Dar trebuie să te smerești, nu? Dar o inimă murdară? Și-a venit și l-a ucis pe Nabot. Au luat doi oameni de nimic care au ridicat minciuni împotriva lui. Nu vreau să vă spun ce prorocie a mai avut Ahab după aceea, că dumneavoastră cunoașteți bine. Omul lacom. Apoi, dragii mei, omul fățarnic este omul cu o inimă murdară. Marcu 7:6. Și aici trebuie să avem mare, mare grijă. Sunt păcate, dragii mei, nu vorbesc de băutură, de țigări. Asta nu mai sunt între noi de multă vreme. Dar poate să fie păcatele astea. Eu încă n-am auzit om pus în cultul penticostal la disciplină că a fost lacom. Ați auzit? Sau că a fost invidios. Te-a pus 3 luni de zile, nu iei cina pentru că ești invidios. Nu! Pentru că atât de bine se maschează în inima murdară lucrurile astea. Pui așa un covor persan, frumos, și sub el, mizerie. Nu te vede nimeni. Dar Domnul cunoaște inima noastră. Slăviți să fie Domnul. Și astăzi îți face un remene la inimă. Și Domnul spune, valorile pentru o inimă care trebuie să fie, sunt așa și așa. Și versetele biblice îți indică valorile. Omul fățarnic, Marcu 7:6, fățarnicilor. Bine a prorocit Isaia despre voi, spune Iisus Hristos către oamenii aceștia, după cum este scris. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Or ajuns să meargă la biserică. Nu trăiau în păcatele lumii, cei mai mulți? Dragii mei, mulți evrei în vremea aceea erau mai spirituali decât mulți penticostali de astăzi. Credeți-mă ce vă spun. Erau oameni foarte morali, oameni care păzeau legea. Oameni care în multe compartimente erau mai dedicați ca și noi. Dar au zis Domnul, și vreau să vă spun astăzi un lucru foarte important. Domnul nu-i mulțumit să-i dai 95%. Domnul vrea 100%. Eu dacă ai spus soție mele, draga mea, 99% îți dau ție, dar cu o fată de pe Facebook, 1%. Păi ce spune? Nici o problemă. Eu sunt, nu! Domnul vrea inima mea în întregime, dragii mei. Poate acolo, într-un colț, există fățărnicie. 1%, 2%. Și știți ce tentantă ispită este fățărnicia? De multe ori poate vine să spui ceva cuvinte unui om, dar în inimă, îi le-ai spune cumva, dar în inimă nu simți lucrul ăla pentru el, dar știi că dacă îi le spui, se simte bine. V-am dat de exemplu acela cu cele 2-3 fete care erau pe scările unei biserici și când a ieșit o fată din biserică, i-a spus ce frumoasă stă rochia asta, ce frumoasă rochie, de unde o ai, zice? Ceea ce vă spun, un prieten al meu a fost martor și a auzit. Și fata bucuroasă, dacă i-ar fi spus de bine, nu era așa bucuroasă. Da, și-a plecat fata aia mai departe, după ce s-a răspuns, și-a zis fetele, ea nu vede cum este de urâtă. Nu vede ce groaznic este, zice. Așa e că erau pocăite, dragii mei. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că am auzit vorba aceea și foarte adevărată. Fie cum zici, nu cum gândești. Fie cum zici, nu cum gândești. Când inima, când gândurile tale față de vorbele tale au diferențe, Biblia numește asta fățărnicie. Ne putem verifica asta și spun, Doamne, descoperă-ne dacă într-un domeniu mai avem problema asta, să ne putem verifica. 4. Omul, dragii mei, care are o inimă murdară este omul care urăște
Răște. Din nou un păcat ascuns, din nou un păcat care greu îl descoperi. Geneza 27 cu 41. Vorbeam despre Esau azi dimineață și continuarea o cunoașteți. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Geneza 27 cu 41. Și Esau zicea în gura mare, nu? Nu așa scrie. În inimă. În inima sa. Mă zice, eu vreau să-l omor pe fratele meu, dar nu vreau să se știe că sunt criminal. Pentru aia eu vorbesc în inimă. Și știți ce a spus el mai departe? Dragii mei, poate am mai spus aici, cunosc cazul unei familii care a avut un copil în spital luni de zile. Au venit frații slujitori, au luat mărturisirea părinților, au făcut ungerea și nu s-a întâmplat nimic. Au venit alți frați, au făcut ungerea, nimic. Și la un moment dat, un frate-i trimis de Domnul cu adresă directă la unul din cei doi părinți. A zis, Domnul mi-a spus că mai este un lucru pe care nu l-ați mărturisit și lucrul ăsta împiedică vindecarea fetiței voastre. Atunci unul din părinți a început să plângă, a mers la mărturisire și îmi spunea fratele acesta personal, fără să-mi dea nume, fără să-mi dea detalii, frate Cristi, a fost vorba de o ură, atât. După mărturisire, s-a făcut ungerea și astăzi fata e sănătoasă. Trăiește și în ciuda predicțiilor medicii, e pe picioarele ei, medicilor. Pentru că, dragii mei, noi nu ne dăm seama că în spatele acestor păcate sunt duhuri demonice. Și câtă vreme stăpânește un duh inima unui om, nu vine Iisus Hristos acolo dacă nu recunoști că ai problema aia. Niciun doctor nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Dacă mergi mâine la doctor și vă întreabă ce ați mâncat alaltă ieri și tu spui, dar ce e treaba ta? Te poate vindeca doctorul. Nu te poate ajuta cu nimic. Tu trebuie să recunoști în fața doctorului tău. Dragii mei, de multe ori suntem mai cinstiți cu doctor decât cu Dumnezeu. Să ne ierte Domnul pentru asta. Ar trebui să fim, să recunoaștem în fața, Doamne, ăsta sunt eu. Nu? Asta am făcut, vreau vindecare. Știți că ura te face și ura și neiertarea te face să ții prizonieră. În inimă. Citeam despre faptul că în România sunt foarte mulți prizonieri. De fapt, dacă ne-ar fi bisericile pline și penitenciarele goale, atunci ar fi o trezire mare în România. Dar citeam faptul că pe lună statul român cheltuiește 30 de milioane, 3.000 de lei, da? Undeva la 600 de euro pe lună cu un prizonier. Cu un om din penitenciar. Un om care nu aduce nimic PIB-ului, care nu produce nimic, care nu lucrează nimic, e o cheltuială. Vreau să vă spun, cu fiecare prizonier care îl ții în inima ta, ai o cheltuială foarte mare. Te trezește noaptea că îi trebuie mâncare. Și nu odată ni s-a spus la mărturisire, nu pot să dorm, la patru noaptea mă trezesc că am probleme cu soacra. Păi dacă o ții prizonieră, dă-mi seama că te trezești. Am probleme cu cumnatul, vecinul s-a băgat cu tractorul la mine un metru, nu mai pot să dorm. Păi dar eu te cred că nu pot să dorm, că ăla urlă în celulă și are nevoie de o vizită, nu? Și acum dacă ai merge să-i faci numai o vizită, vezi ce mai face, să vorbești despre din Biblie, dar ăla e pe sine de povești. Și îți amintește tot ce au făcut acum 20-30 de ani, că așa e la pușcărie, nu? Nimeni nu eliberează un prizonier, nu, trebuie să analizăm ultimii ani din viață, tot ce au făcut, camera video, tot. Și trei cani, frate și surori, stimați prieteni, și din cauza unei uri, din cauza unei neiertări, stai acolo blocat. V-am mai spus eu aici că am fost la o mormântare, unde 41 de ani, femeia la care am predicat la mormântare, nu a luat cină. 41 de ani. Toate schițele de predică mi le-am uitat acasă, că așa a vrut Domnul. Și când am ajuns acolo, mi-a spus Domnul, vorbește despre iertare. Nu știam cine, nu știam nimic. Când am plecat, m-a sunat cineva și a zis, o stat ortodox și cu ochii pe tine să o vadă, o bagi în rai, că ei toți știau, zice, că asta s-a certat și 41 de ani a fost în ceartă cu vecină. 41 de ani. Dragii mei, noi nu putem băga nici în rai, nici în iad pe nimeni. Noi ceea ce spunem este faptul că atunci când recunoști păcatul care l-ai, Domnul te poate ierta și îți poate da mântuire. Dar nu-i păcat să pierzi ani din viață pentru un pământ? Domnul nu a venit să ne împartă cerul, pământul, ci a venit să ne împartă cerul. Slăvit să fie numele Lui. Mă duc mai departe. Omul cu inima murdară, dragii mei, este omul mândru.
Deuteronom 8:12, când vei mânca și te vei sătura, că poate vă întrebați de ce ne rugăm pentru masă. Când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți se salarul, da? Argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie. Și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Dragii mei, omul cu inima murdară este omul mândru. Omul care toată ziua vorbește despre realizările lui. Vă aduc aminte de Nebucadnețar, a mers pe palatul lui. Nu este acesta Babilonul meu? N-am făcut eu asta? A fost apogeul mândriei lui și Dumnezeu l-a dat jos. Nu știu, eu nu pot să te analizez. Tu știi, din fața remeneului biblic, câtă mândrie este. V-am mai spus aici, poate, despre fratele acela din județul Bistrița, care a mers în zona Lugoșului să cânte o cântare. Era o nouă cântare, mai multe, că era invitat să cânte acum peste 30 de ani. Cânta deja de peste 20 de ani la acordior prin biserică. Prin biserici. Și a zis Domnul, bărbatul, i-a strigat prin Duhul Sfânt, Domnul, când vei începe să cânti și pentru mine? Doamne, pentru tine cânt. Nu, pentru tine cânt, zice. Cânti ca să te vadă oamenii. Vai, ce acordeon frumos ai, ce costum frumos ai, ce bine știi să cânti. Dragii mei, mă rog astăzi Domnul să ne păzească de mândrie. Atât de groasnic acest păcat și atât de mult pătează inima omului. Și vreau să vă spun, cred că e păcatul principal pentru un om care nu se poate pocăi. Eu să mă duc să stau cu oia pe bancă. Dar tu știi câte clase am eu? Asta îmi place în bisericile noastre, dragii mei, că pe aceeași bancă stă și omul cu două facultăți și poate sora cu două, patru clase. Pentru că sângele Domnului ne face pe toți egali. Domnul nu a spus la cruce, eu pentru ea cu trei facultăți am dat mai mult sânge cu două grame. Nu. În fața Evangheliei și în fața cerului și ăla cu Logan și ăla cu Mercedes stau pe aceeași bancă. Slăvit să fie Domnul! Numai că străbă smerenie pentru asta. Nu e ușor. Doamne, eliberează-le de mândrie. Dragii mei, mă uit mai departe la o inimă murdară. Omul zgârcit are inima murdară. Deuteronom 15:7. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău, celui lipsit. Îl gândeam și la bogatul acela din Luca 16. A fost Lazar, vă spuneam și azi dimineață, a fost Lazar acolo, la ușa lui. Nu știu, mă gândeam, nu știu dacă avea geamuri, ce geamuri ar fi avut atunci. Poate să ridica săracul Lazar pe vârful, să se uite pe geam. Nu-i trebuia să ambiciu nici ceaiul, nici pireu, nici nimic. Măi, fără miturile, zice. Și ce spune Biblia? Atât de egoist a fost bogatul, că nici fără miturile nu și le-a dat. O zi, mai bine îi dau la porc să mănânce, mai bine îi dau la câini decât ție. Doamne, păzește-mi de o inimă zgârcită. E mare, mare pericol și murdărește, dragii mei. Și face ca analizele să se dea păstă cap, aparatele să se dea păstă cap când găsesc acolo o zgârcenie. Și în ultimul rând, dragii mei, mai sunt și alte, dar nu vreau să mă duc foarte mult. Omul cu inima împărțită este omul care are o inimă murdară. Nici cu totul în lume, nici cu totul pentru Domnul. Un om care e preocupat peste măsură de mult de viața aceasta, de mâncare, de băutură. Da? Luca 21:34, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și mă opresc spunându-vă și întrebându-vă sincer, când aveți mai mare bucurie? Când stați la masă după biserică sau când stați la masă la biserică? Și asta fiecare să ne răspundem. Da? Mai duc cu copiii mei în misiune și mă mai întreabă, tati, mâncăm după aceea? Zice. Acum, dragii mei, eu pe ei înțeleg că la vârsta de 5 ani ce pot să cer? Nu? Că și eu am fost copil, nu? Dar vezi un om mare care la masă după biserică e tare bucuros și la biserică stea cu capul în jos, necăjit că e prea lungă predica. Inima e grea. Să nu uitați că inima îngreuiată poate să producă atac de cord. O altă versiune, o altă traducere a acestui verset spune așa: pentru că acea zi să nu vă surprindă nepregătiți, fiți atenți la inima voastră să nu ajungă încărcată de îmbuibare cu mâncare și băutură
și să fie preocupată cu îngrijorările vieții cotidiene. Doamne, păzește-ne! Mă duc mai departe, dragii mei, timpul zboară. Cum se poate trece de la o inimă murdară la o inimă curată? În primul rând, schimbarea gândirii. Schimbarea gândirii. Ieremia 4:14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta. Dragii mei, de la gând pornește totul, să știți. Luca 12:45. Dacă robul acela zice în inima lui, da? În inimă. Stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe sluci și pe sluștice să mănânce, să bea și să se îmbete. Da, dar mai întâi a fost în inimă. El nu a apucat să se îmbete până nu în inimă a acceptat gândul ăla. Nu a apucat să bată pe nimeni până nu în gândul lui, în inima lui, a acceptat ispita aceasta. Spune bine în Luca 5:22, Iisus care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? N-aveau curaj să cârtească cu voce tare, dar era acolo unul care, dragii mei, vă mai întreb astăzi, cunoaște Domnul gândurile noastre? Stau și mă gândesc dacă s-ar pune pe proiector, n-ar trebui cumva să schimbăm ușa săptămâna viitoare la cum s-ar rupe ușa? Cum ne-am înghesuit? Vine o zi a judecății. Matei 22:12, atât de la clară va fi judecat, va spune Biblia că oamenii vor amuți, omul acela a amuțit. Doamne, astăzi te rog frumos, schimbă gândurile în inimii noastre. Dragii mei, atâta depresie astăzi, atâta problemă cu mintea. Și poți să mergi într-o parte și în alta. Nu există medicament decât la Domnul Iisus. Schimbarea vorbirii. Dacă ai, dacă am vas curat acasă, poți să fac o mâncare curată, nu? Dacă am gânduri curate, pot să vorbesc curat. 2 Corinteni 2:17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Dar ce facem? Ci vorbim cu inima curată. Adică vorbirea curată este consecința unei inimi curate. Da? Dragii mei, eu nu pot cu apă murdară acasă să fac curat pentru că dumneavoastră veniți în vizită. Curățenia din casa mea este consecința unei ape curate pe care am folosit-o. Și Biblia este apa vieții. Și cuvântul lui Dumnezeu poate să curățească mintea ta și apoi automat se coboară pe barbă, nu? Unde lemnul. 133 psalmul, da? Cuvintele noastre arată ce avem în inima noastră. Sunt foarte mulți oameni care se joacă cu vorbele, să știți. Vă citesc Sămânța Bună 2021. Am luat-o cu mine ca să reproduc exact. Într-o seară de dans, distracția era întoi, Lina râdea, glumea și dansa cu toți băieții din sat. Într-o pauză de dans s-a retras la fereastră deschisă a sălii pentru a se răcori un pic. În timp ce stătea la fereastră privind afară, a zărit un om ce trecea pe stradă liniștit și serios. Acestuia îi fusese încredințată de câteva zile activitatea de gropar. În obrăznicia ei, da, în mândria ei, fata a strigat către acel om, hei, groparule, încă n-ai săpat nimănui groapa, eu vreau să fiu prima. Toți s-au îngrozit de cuvintele provocatoare, dar sănătatea perfectă a Linei și ochii ei strălucitori au îndepărtat numai de când orice gând serios. Așa că distracția a continuat. Câteva zile mai târziu, fata plină de viață s-a îmbolnăvit. A făcut aprindere de plămâni și boala a avansat rapid. Nu s-a putut face nimic și fata a murit. Noul gropar a trebuit într-adevăr să sape prima groapă pentru ea. Știți înainte să moară Corneliu Vadim Tudor, care a fost ultima lui poezie? Poate n-ar trebui să spun la amvon, da? O zis, te invit moarte la o cafea. Ultima poezie a lui asta a fost. Vă dați seama câtă mândrie are omul încât să se joace cu cuvintele acestea și să zică, putem sta, că oricum nu ești mai tare ca mine. Lina, fata asta, cu batjocuri. Dar din ce cauză au vorbit cuvintele acestea, dragii mei? De ce unii își bat joc de viața lor? De ce unii iau cu neseriozitate raiul și iadul, mântuirea? Și își permit fel și fel de glume despre Sfântul Petru, Sfântul Pavel și fel și fel de ironii. Pentru că așa e gândirea lor. Doamne, te rog, curățește vorbirea noastră și gândirea noastră. 3. Schimbarea trăirii, dragii mei. Dacă mi s-a schimbat gândirea, mi s-a schimbat vorbirea, asta înseamnă pocăință. Mi s-a schimbat și trăirea, nu? Nu.
2 Corinteni 1:12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, atenție, purtat, am trăit, da? Astea au fost faptele noastre și mai ales față de voi, frații noștri, surorile noastre, cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Frații și surori, iubiți prieteni, o mărturie bună este rodul unei inimi curate. E mare lucru să, și suntem chemați să slujim la mormântări și de multe ori avem emoții, pentru că am pățit la o mormântare, mi s-au spus, mi-au zis păstorul să nu cumva să spui ceva despre el la vesicriu. Că a fost mai mult ca Samson, la stăruință și la mormântare la biserică, atât. În rest, nu l-am văzut. Vorbește despre ce poți, ce vrei, numai nu te lega de ăla, că numai rușine ne-au făcut. Dragii mei, înseamnă că o trăi, ne-am trăit viața deja. Ce frumos trebuie să se spună ca și cum a spus ea la Petru, Tabita, asta au făcut haine, are un nume bun. Dragii mei, voi credeți că cea care a făcut haine a vorbit urât, așa-i? Eu cred că era o linie, ca un fir roșu, o gândire pozitivă, omul care vrea să facă bine, o vorbire, auzi, știi pe cineva care are nevoie de haină? Și apoi niște acțiuni. Gând, vorbire și fapte. Doamne, binecuvintează-ne cu asta. Psalmul 24:4, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Mâinile noastre reprezintă faptele noastre, nu? Psalmul 24:4, exact ce citeam aici. Mâini nevinovate la pachet cu inimă curată. Binecuvintează-ne, Doamne, cu asta. Și în ultimul rând, dragii mei, haideți să vedem acum cum arată omul cu inima curată. Am văzut cum arată omul cu inima murdară. Am văzut cum se poate trece de la o inimă murdară la o inimă curată. Haideți acum să vedem ce face omul care are inima curată, nu? Că dacă e tot mândru ca și ăla cu inima murdară, predicăm degeaba. Înseamnă că este o schimbare. În primul rând, dragii mei, omul cu inima curată este omul care spune adevărul. Amin. Nu ne place adevărul când spune doctor adevărul, nu? Dar nu mai bine spune doctor adevărul și să trăiești? Să iei medicamentele? Iov 33:3. Cu curăție de inimă voi vorbi. Buzele mele vor spune ce le place oamenilor să audă, nu? Adevărul curat. Și spune Biblia să fim încinși cu adevărul. Dragii mei, când ai mijlocul încins, da? În mod special pentru oamenii din trecut care purtau îmbrăcăminte mai largă ca așa noastră, dar nu era atunci croi din ăsta care poate să-ți facă pe măsura ta 42. Nu erau haine mai generale. Și oamenii aveau nevoie de brâul acela ca să nu mai fie incomodați de hainele care erau mai largi. Se lega cu brâul acela și în momentul respectiv îmbrăcămintea era fixată pe corp, permițând libertate și ușurință în mișcare. Exact la fel e și spiritual. Când ai adevărul, când viața noastră este înconjurată de adevăr, putem păși cu încredere, fără piedici, avem îndrăzneală și putem vorbi fără ezitare. Atunci când întrebi pe cineva ceva și ezită, sunt șanse mari să nu spună adevărul. Omul care nu ezită, care spune, mai asta am pățit, asta am făcut, ce frumoasă e viața trăită în adevăr. Ce groasnic, dragii mei, stres are omul care spune minciune. Că trebuie să tot timpul să fie atent la ultimile minciuni care le-au spus. Ca să bată, nu? Doamne, îți mulțumim căci cuvântul Tău este adevărul. Și ne-a eliberat de minciună. 2. Omul cu inima curată, dragii mei, este omul care este sincer. Lucas, la locul tău. Îmi cer iertare, dai copilul meu, nu-i copilul alt. Omul care este sincer. Efeseni 6:5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Coloseni 3:22. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri, nu numai când sunteți sub ochii lor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. În cele mai multe traduceri, dragii mei, aici, în aceste versete, se folosește cuvântul sincer. Că, de exemplu, atunci când vine patronul în vizită și tu pui mâna pe mătură și când pleacă, pui mâna pe telefon. Așa e că e sincer. M-a spus și neașa de Cristo, trebuie să-l dau afară toată ziua asta pe telefon. Vreau ce m-a spus și neva din județul unde doar. Da? Toată ziua. Îmi spuneau cumpărătorii. De-abia ridică capul când intră un magazin. Nici nu mă bag în seamă. Mai nou, noi salutăm pe aia care ne servește. N-ați observat. Nu mai salută ei. S-a ocupat. Dar Biblia spune aici, dacă ești un om sincer, un om cu inima curată, eu nu aștept să mă vede pe camera video șeful. Nu. Eu tot ce fac, fac ca pentru Domnul, că am inima curată. Da?
Pentru aia când Iosif muncea în casa lui Potifar, toate mergeau bine, dragii mei, pentru că Iosif avea această intenție, tot ce fac, să fac ca pentru Domnul. Doamne, binecuvintează pe toți cei care sunt angajați și lucrează. Să se vadă că tu tot ce faci, faci cu sinceritate, că ai o inimă curată, nu? 3. Omul care are inima curată, dragii mei, este omul care prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Citesc Luca 8 cu 15, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Pentru că dacă, am mai spus aici de multe ori, cea mai bună mâncare pusă într-un vas murdar, nu mai poți să servești pe nimeni cu ea. E foarte important, dragii mei, următorii pași. Îl aude, îl păstrează și Biblia spune și fac rod în răbdare și îl pune în practic. Vreau să spun că în seara asta Dumnezeu ne-a vorbit și ne vorbește totdeauna când venim aici. Cel mai slab predicator să fie aici la Amvon, dacă tu ești setos, ascultă-mă, un verset din Biblie să-ți recite și o să mergi acasă bucuros. Pentru că inima ta tânjește după cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Și atunci când vine, dragii mei, cuvântul, trebuie să avem foarte mare atenție, să nu-l alterăm cu altceva. Da? Spunea cineva zilele acestea, frate Cristi, după ce mă duc la biserică, stau vreo 2-3 ore pe internet, mă uit la tot felul de videouri, nu mă uit la prostii, zice, dar așa pierd timpul pe TikTok, pe astea. Zice, simt cum se scurge puterea din mine. Dragii mei, creștinii din Berea, după ce mereau de la biserică, mereau acasă și aprofundau cuvântul. Doamne, ajută-ne să facem și noi la fel. Omul care are inima curată, dragii mei, în al patrulea rând, este omul care iubește. În 1 Timotei 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea care de unde vine? Dintr-o inimă curată. Dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Exact ce spuneam despre fățărnicie. Dragii mei, iubirea adevărată nu va veni niciodată dintr-o inimă murdar. Iubirea adevărată vine dintr-o inimă curată. Aici au probleme foarte multe familii, foarte multe familii. Când îți pătesc mintea cu lucruri și cu imagini imorale și cu alte probleme și alte prostii și cu niște colegi de serviciu care vorbesc mai frumos cu tine decât soția ta și alte lucruri și nu intru în detalii. Se pătează mintea, se pătează inima și atunci dragostea ta nu mai este o dragoste curată. Doamne, păzește-ne de asta. Dragii mei, atât de important e să putem iubi, să fie în noi iubirea aceea de frați, de Dumnezeu. Iubirea aceea pe care Domnul a pus-o în biserica lui. Citeam despre Dirk. A fost un frate menonit în Olanda, într-o vreme în care mii de menoniți erau martirizați, da? Foarte mulți care au devenit creștini s-au botezat în casa acestui frate pe nume Dirk. El a spus așa, cu prețul vieții, cu prețul martirajului, sunt gata să-mi pun la dispoziție casa pentru botez. Deși era o vreme când catolicii erau pe urmele lor și îi prigoneau. Da? Unii au scăpat în America, au fugit, alții au murit. Dar vă dau exemplu acestui om, pentru că m-a mișcat, l-am găsit în sămânța adevărului, într-o zi când Dirk a fost urmărit de un om care vrea să-l prindă, care era trimis pentru lucrul acesta să-i pună cătușele, să-l aducă în fața primarului. Dirk a fugit peste o apă unde era o gheață destul de subțire. El fiind mai ușor, o reușit să ajungă dincolo. Însă urmăritorul, când o călcat pe urmele lui Dirk, peste o gheață peste care deja s-o călcat, gheața aceea s-o spart și urmăritorul lui a început să se scufunde. Am rămas mișcat și vreau să vă spun astăzi că Dirk se întoarce. Se întoarce și îl scoate pe om din apă. Îl trage la mal și omul acela, văzându-se ud, văzându-se la un pas de moarte și văzându-și salvatorul cum a întins mâna după el, au vrut să-i spună și au vrut să-l elibereze, poți să plece, însă au ajuns primarul din urmă cu ceilalți care au venit un pic mai greu și au zis, nu cumva să-i dai drumul ăsta. Au fost prins Dirk și au fost omorât pentru credință. Dar au rămas în istoria bisericii, dragii mei, ca și un om care s-a întors pentru că avea o inimă curată. S-a întors după urmăritorul lui și l-a scos, l-a salvat de la moarte și a murit el ca și martir. Vreau să te întreb astăzi, ai dragoste pentru Domnul?
Dragii mei, dacă pentru pe noi o vorbă ne jignește, un SMS ne lovește, cum o să mori într-o zi pentru cel care ți-o făcut rău? O inimă curată, dragii mei, este o inimă care aparține omului smerit. Omului smerit. Uitați-vă la Iosua 2, împărați 22 cu 19. Îi spune Domnul, pentru că ți s-a mișcat inima. Pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem. Și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit. Și Domnul îi face alte promisiuni mai departe. Te voi adăuga la părinții tăi, 22 cu 20, vei fi adăugat în pace în mormântul tău. Și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Un om, dragii mei, la care i s-a mișcat inima și care s-a smerit înaintea Domnului și Dumnezeu îi face promisiuni extraordinare. Nu știu, trăim, dragii mei, vremuri de binecuvântare cum n-a trăit nicio generație înaintea noastră. Avem mașini, avem case încălzite, avem unii dintre noi cei mai mulți baie în casă, cuptor și aragaz, saltele moi, geamuri termopan. Ai smerenia aia în inima ta să recunoști că a fost Dumnezeu care te-a ajutat până aici. Noi cântăm cântarea aceea, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și spunea Dumnezeu în Deuteronom 8 cu 17, pregătindu-i pe evrei pentru succesul din Canaan, ai grijă, zice, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. În inima ta! Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dragii mei, omul smerit va spune, Ebenezer, până aici Domnul a fost cu noi. Tot ce am numai de la El. Îi mulțumesc și pentru binecuvântări și pentru încercări. Poate nu ai toată familia pocăită. Mulțumește Domnului și pentru asta, că aia te ține pe genunchi. Că dacă totul ți-ar merge bine, poate ai lua-o mai ușor. Tot ce vine peste noi, dragii mei, e în folosul nostru. Domnul să ne dea putere să biruim. 6. Omul darnic este omul cu o inimă curată, să știți. 2 Corinteni 9 cu 7, fiecare să dea după cum a hotărât unde? În inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, că și pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Mă uit la David, nu mai intru în detalii, timpul aproape s-a scurs, s-a hotărât într-o zi David să facă bine lui Mefiboset. Dragii mei, de unde a pornit facerea aia de bine? Dintr-o inimă recunoscătoare. O zis David, mă uit, Doamne, și înțeleg că dacă am ajuns aici, a fost numai mâna Ta. Dar vreau să dau și eu mai departe, zecială din ce mi-ai dat, nu? Că spune Biblia în Luca 11 cu 41, dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Poate nu poți să dai bani astăzi, dar dacă ți-o da Domnul pace, n-ai vrea să dai pace mai departe. Tu da Domnul bunătatea Lui, tu da Domnul, dragii mei, ocrotirea, protecția Lui. Atâta bine ne-a făcut Domnul, haideți să facem și noi bine mai departe. Dar asta vine numai dintr-o inimă curată. Și în ultimul rând, omul cu inima, dragii mei, curată, este omul dedicat în întregime lui Dumnezeu, să știți. Asta. Eu dacă vă spun că la mine acasă e curat, eu nu pot să vă spun, stați aici, vă rog frumos, în living, că în rest nu e curat. Păi ori e curat tot, ori nu e curat nimic, nu? Dacă spui că ai inima curată, nu spui că ai inima 13% curată. Înseamnă că am inima curată. Doamne, poți să intri în baie, poți să intri în dormitor, poți să intri în bucătărie, poți să intri oriunde, în orice colț din inima mea. Inima mea este în întregime, dedicată ție. O inimă curată, dragii mei, este o inimă care arde. Nici o mâncare din lumea asta, dragii mei, da? O ciorbă, dau un exemplu, o ciorbă din lumea asta, da? Face o ciorbă la cineva. Ea trebuie mai întâi să fie încălzită. Dar nu e suficient să fie încălzită. Morcovia aceea, pătrunjelul și ce-a fost în ciorba aceea, au trebuit să treacă prin procesul de fierbere. Știți de ce mulți creștini nu pot să fie de folos altuia de lângă ei? N-au trecut prin procesul încă acesta de ardere. Eu, de exemplu, dacă soția mea scoate cozonacul din cuptor după 5 minute, dar nu poți să servești pe nimeni. Poate să fie cel mai tare cozonac din lume. Dacă nu-i copt, nu poate servi la nimeni. Pentru aia Domnul ne trece, dragii mei, prin botezul cu foc, prin încercări, prin probleme. Că, de exemplu, eu care n-am avut cancer, mă duc la cineva să-l întăresc. Ce pot să-i spun?
Dar unul care a avut cancer și a trecut pe acolo, când îl întărește pe altul, are valoare. O trecut în cuptor, e copt. Am această întrebare pentru noi astăzi. Arde inima noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu? Biblia spune în Psalmul 39 cu 3, îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă. Și auziți, dragii mei, dacă frământarea noastră e o frământare bună, dacă frământarea noastră e o frământare pozitivă, și cuvintele noastre sunt cuvinte bune. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. David era preocupat de viața viitoare, de pregătirea pentru următoarele milioane de ani. Ești tu preocupat de asta? Îmi arde inima că nu pot să fiu la adunare în seara asta? Îmi arde inima pentru că nu pot să ascult cuvântul în seara asta? O zis David, Doamne, asta e inima mea, arde pentru Tine. Și Te rog să-mi spui ce ar trebui să fac să mă apropii mai mult de Tine. Pentru că, dragii mei, la fel cum aici, în lumea aceasta, sunt nivele diferite de salarizare, la fel în ziua răsplătirii vor fi niveluri diferite de răsplătire. Fiecare va fi răsplătit după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Unii vor avea o răsplată mai mare. Nu poți să compare răsplată martirilor cu răsplata tâlharului. Dar dacă este frământarea asta în tine, Doamne, cum aș putea să fiu mai aprins pentru Tine? Nu? Luca 24 cu 32, au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Mai arde inima Ta când auzi vocea Domnului? Doamne, mai ridică vasă de lucru autentice. Mare lucru ăsta. Să mai auzi un așa vorbește Domnul, să mai auzi o predică, să mai auzi un cuvânt de la Domnul. Să ardă inima ta. Dragii mei, mă rog astăzi la încheiere, Domnul să ne dea tuturor o inimă curată. Dar, repet, trebuie să recunoaștem mai întâi care din colțul inimii pătat de vreun păcat pe care vi l-am amintit. Și din cele 7 păcate pe care vi le-am amintit, să știți că toate sunt păcate care le poți ascunde foarte ușor și le poți masca foarte ușor. Dar pătează inima, strică mâncarea, strică, alterează lucrul acela frumos care vrei să-l faci pentru Domnul. Închei cu exemplu, porumbului. O mărți Columbus, Cristofor Columb, și-a descoperit America și spune istoria că atunci când s-a întâlnit cu amerindienii, au primit niște bobițe aurii în mână și nu știa nimeni ce era porumbul. S-a întors în Europa, în 10 ani de zile toată Europa a fost inundată de porumb și oamenii au fost bucuroși de lucrul acesta, de acest aliment. Dragii mei, ceva interesant despre porumb, știți ce este? Faptul că poate fi folosit în întregime. Se poate folosi la mămăligă, se poate folosi la copt, se poate face floricele din el, se poate face cir, tortilas, oceanul se poate folosi la mangal, frunzele și pănușile pot să fie folosite în a umple saltele și jucării. Tot porumbul poate fi folosit în totalitate. Cam asta cere Dumnezeu de la un creștin autentic. Să poată Dumnezeu să te folosească în totalitate. Doamne, nu vreau numai o mână, nu vreau numai un picior, vreau, Doamne, inima mea și tot. Voi sunteți templu? Păi nu poți să-i spui la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, stai pe hol, care este inima, e ocupat. Nu. Ori templu. Asta înseamnă templu. Ceva mare, încăpător, dar unde totul are aceeași destinație. În templu nu o să găsești Kaufland. În templu nu o să găsești în altă cameră politică. Nu. Templu are o dedicație. Templu Duhului Sfânt. Doamne, dă-ne la toți o inimă curată. 1 Ioan 3 cu 21, ultimul verset pentru această seară. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăsneală la Dumnezeu. Dragii mei, vreau să facem în această seară o rugăciune. Eu sunt primul care am nevoie să-mi curățească Domnul inima mai tare. Știți, dragii mei, cum e pocăința? E ca și când stai față în față cu o oglindă sau cu un bec. Pe cum stai mai la distanță, pe așa o să vezi petele altora, murdăria altora, ce face unul și altul. Pe cum stai... Eu când mă duc în fața oglinzii la un metru, nu zic, dragă, cum îți stă rochia? Păi, dar eu sunt fața oglinzii, n-am treabă cu soția. Îmi spunea cineva, frate Cristi, predica asta a fost deosebită, dar era pentru nevastă. Am fost la biserică. Dragii mei, predica asta e pentru noi. Eu când stau în fața oglinzii și aprins becul în baie sau am lumină, eu vreau să-mi verific petele după haină.
Cu cât stai mai aproape de Domnul. Uitați-vă la imaginea unui munte. Dacă ești la distanță de munte, tu te vezi mare și muntele mic. Pe cum te apropii de munte, tu devii mic și muntele mare. Și spunea poetul, Doamne, sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop de rău în soare. Spunea o altă cântare, de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre tine, Doamne, spre răsărit și fața mi se întoarce. N-ai vrea rugăciunea asta să spui, Doamne, am nevoie de o inimă nouă. Spune-i Domnului cu cuvintele tale, nu pot să suport pe persoana X din biserică. Nu pot să suport pe ăla sau pe ăla. Doamne, am ură, am fățărnicie, i-am spus cuiva ceva, l-am lăudat, dar în inima mea numai aia n-am gândit. Spune-i Domnului. Și o să vezi cum în locul urii vine dragostea. O să vezi cum în locul fățărniciei vine sinceritatea, vine adevărul. Și atunci când Domnul locuiește în inima ta, o să ai plăcere pentru Evanghelie, plăcere de sfințire. Și într-o zi, dragii mei, când ne vom întâlni cu Domnul, vom vedea încă o dată că ce-a spus Domnul Iisus, ferice de cei cu inima